și să vedem în direct la observator ce presupune o scanare a creierului, pentru că ulterior să aflăm care sunt antrenamentele de care avem nevoie în funcție de afecțiuni. Și facem asta cu ajutorul unei căști speciale. Araluca e cea care s-a oferit să ne ajute și evident a invitaților noștri care ne vor arăta ce înseamnă acest lucru. Psihologul Costin Dămășaru, absolvent MIT și trainerul Ionuț Constantin sunt alături de noi și Raluca, evident, bine ați venit, mulțumim bine din suflet că sunteți aici. Costin, bine ai revenit pe la noi. Ne-ai promis acum ceva timp că facem acest experiment. Da. Ce presupune el mai exact? Colegul meu Ionuț o să-i pun o cască Raluca. Este o cască specială, un prototip, este o cască fără gel. Sunt foarte, foarte puține în lume. Ăsta este un model creat cu partenerii noștri care permite să putem să colectăm semnalul fără să mai fie nevoie să punem gel, solțe saline. Era un gel conductor, nu? În sensul exact. Acum sunt niște căști speciale din 2023, acum două luni au fost lansate, care permit să putem să colectăm semnalul din creier fără să mai fie niciun fel de dezavantaj că rămâne gel sau solțe saline. Ce colectați mai exact? Ce fel de informații? Se numește dipolul cortical sau mai bine semnalul electric din creier, pe care apoi le procesăm statistic, folosim un soft special care permite să putem să vedem diferențele față de un creier perfect, un model matematic. Și avem aici, după cum puteți vedea, avem curba lui Gauss, care ne arată în următor. Galben și roșu e un pic prea mult, peste limită, albastru deschis și albastru închis este mai puțin decât normal, trebuie. Cumva. Exact. Hipo este prea puțin, adică albastru, hiper este prea mult. Ce ne dorim noi este să ajungem la o stare în care creierul este, cum e de rigoare, transparent. Adică se află... Costin? Nu, niciodată n-a ajuns nimeni și nu o să ajungem la un creier perfect. De asta îi spune model matematic. Obiectivul este să ajungem cât mai aproape de creierul perfect. Însă n-ai cum să ajungi la creierul perfect niciodată. Poate undeva, fără niciun... Nici acolo nu există, pentru că obiectivul creierului este să se adapteze contextului și nu există, doar dacă, de exemplu, am trăit într-o utopie, de fapt, care nu există, asta e definiția ei, într-o stare de permanentă bliss, de permanentă fericire și doar fi ok și am avea ce să mâncăm și ce să bem tot timpul și să fim foarte fericiți, să nu există niciun fel de eveniment care ne-a plecat. Plus, foarte important, 7 generații în urmă, la fel, străbunicii, străbunicii deci, cumva să ne transmită numai lucruri exact, bune și frumoase. Să fie totul minunat, ceea ce bun, este un pic imposibil. Revenind la tema noastră de astăzi. Deci, Raluca are deja casca exact. Montată. Casca da? Asta ce face? Senzorii aceștia special captează semnalul din creier. Noi după aceea procesăm cu un soft special. Casca asta este legată la un amplificator care este al nostru, un amplificator patentat de către noi, care permite să amplificăm semnalul, să-l procesăm. Amplificatorul este dezvoltat de către noi și v-am promis data trecută când am venit că o să lansez la voi invenția aceasta la nivel mondial și m-am ținut de cuvânt. Cum v-ați arătat în promo, eu am dezvoltat un model prin care poți să accesezi rețele neuronale primare. Mai pe românește, putem să antrenăm acum rețele neuronale foarte profunde, care se formează de fapt în burta mamei. Și am creat un sistem, adică o cameră care este deprivată, senzorial, n-auzi nimic, nu vezi nimic, iar acum plutești. Iar creierul, după câteva minute, și aduce aminte de singura stare în care el a fost, singurul moment în care el a fost în stare respectivă. Era în burta mamei. Și acolo, ăsta e secretul, eu duc creierul în zona respectivă și acolo antrenez cu casca aceasta și cu un soft special. Ăsta e de fapt secretul, pentru că avem 5 nivele de inovație, care duc în cele din urmă la capacitatea noastră de a antrena creierul cum nu s-a antrenat până acum. De asta este o invenție unică. Pentru că antrenați în stadiul incipient, care n-a fost afectat nu de corect. Stres. Corect. De... Noi, de exemplu, stăm aici, eu nu suntem numai la tine. Creierul meu scanează tot și primește foarte, foarte multe zeci de mii de informații. Și preia și de oamenii din jur, oricum. Energie, care de fapt e informație, tot. Da. Noi ce facem? Te ducem în zona respectivă, unde nu auzi nimic, nu vezi nimic și plutești. Deci în stare de semi-imponderabilitate. Și asta e invenția. Și acolo te antrenăm, de fapt. Bun, hai să vedem aplicat. Aici noi am scanat, practic, înainte, am scanat creierul Ralucăi. Da? Și avem fântul. Ăsta este delta, care este responsabil, de fapt, pentru relația cu sine și somnul profund. Delta e o frecvență. Exact, 1-4 Hz. Sunt 5 frecvențe. Delta, teta, alfa, beta și gamma. Bun. Și noi avem, prima este delta, care este responsabilă de relația cu sine și somnul profund. După cum putem vedea, aici în cerebelum, avem o zonă de hiperactivitate. Vedeți că e mai galben. Da. Dar Luca, este peste medie. Asta e ideea. Nu dorm, că sunt și tot timpul agitată. Și mai mult decât, asta este agitația de aici, dialogul interior. Vedeți liniile astea galbene, macaronele astea galbene și roșii? Bun. Asta reprezintă
ne dau nou un indiciu că acest creier are un dialog interior foarte, foarte profund, un pic mai agitat decât dar ar trebui. Cu antrenament putem reduce din acest exact dialog. Asta facem noi, okay. Cu antrenament, adică nu băgăm nimic în creier, foarte important pentru toată lumea. Nu băgăm nimic în creier, pur și simplu te antrenăm pe tine, vii ca la sală, să-ți antrenești cel mai important mușchi. Exact. Creierul. Bun, mai avem 2 minute și vreau totuși să trecem prin toate. Explică-ne pe rând ce mai vedem aici. Teta. Deci, o să-i dau la teta acum, care este zona de relaxare pasivă. Vedeți aici că avem și mai roșu. Deci cerebelul. Nu se întâmplă asta. Ce se întâmplă? Înseamnă că Raluca, creierul ei mai bine zis, a dezvoltat așa numitele trăsături adaptative. Adică când ești undeva și nu vrei să fii acolo sau să vorbești cu cineva, pleci cu mintea. Creierul la un moment dat și foarte multă lume la ședințe asta. O văd că nu prea e... Și atunci nu ești prezent. Și noi ce facem? Ajutăm clienții să poată să fie prezenți și foarte important să gestioneze cum trebuie rușinea, frica, anxietate, mai multe emoții de fapt care te dau peste cap. Care e frecvența în care stăm cel mai des în timpul zilei? Păi depinde. În timpul zilei stăm cel mai mult în alfa și beta. Mai beta mai mult. Dar dacă stăm prea mult în beta, e anxietate. Imaginați-vă cele 5 frecvențe ca 5 viteze la mașină. Când dormi, ești în viteza 1 și viteza 2. În viteza 1 e delta, care e somnul profund și acolo se curăță creierul și este absolut uluitor de important. Viteza 2 este teta, în care visăm, de fapt, și în timpul zilei când visăm cu ochii deschiși sau când mai plecăm cu mintea, așa să ne împrospătăm. E bine să stăm sau când acolo, vorbim la telefonul în mașină, asta și sigur că se întâmplă. În ce frecvență suntem atunci când ne uităm pe Facebook, pe Instagram, pe toate rețelele astea sociale? Păi atunci dăm bloc, dăm blockout. Atunci este teta, de fapt, și pur și simplu și teta spre alfa, dar mai mult teta și atunci suntem pierduți de fapt. Atunci creierul nu mai pur și simplu intră în stand-by și nu face absolut nimic bun pentru el. Când stăm cu orele și asta este adicție de fapt, când stai cu orele, pentru că așa sunt făcute aceste rețele sociale, sunt studiate foarte, foarte bine. Creierul e foarte bine studiat astfel încât să te facă să fii dependent. Noi ce facem, de exemplu, este să ajutăm clienții să devină stăpânii creierelor lor. Pentru că dacă nu ești tu stăpânul creierului tău, devine altcineva. Cum? Prin reclame, prin social media, exact. Prin tot felul de știri, exact. Devin stăpânii creierului tău. Și cum poți face? Ăsta este de punctul meu de vedere știința viitorului. Să poți să-ți antrenezi creierul, să poți să preiei controlul asupra celui mai important organ din... Mai avem 10 secunde, repede, Raluca, de câte ședințe avea nevoie ca să ajungă la cât de cât un normal? 11 minute și după aia arătăm ce se întâmplă. Raluca, de-abia aștept să te vedem după, în câteva luni. Mulțumim foarte mult că ați venit astăzi pe la noi. Extrem de importante aceste informații și munca voastră la fel de importantă. Și apoba pentru ce faceți. Mulțumim mult. Observatorul continuă, trecem la știri acum.